We are in Constanța, on the Black Seashore, in one of the most emblematic buildings of Romania, the casino. Once it was one of the most famous casinos of Europe, built in 1910 in the Art Nouveau style. Unfortunately, the communist times, and especially the post-communist era, led to the almost complete destruction of this place. Therefore, together with the Arche Association from Bucharest, we started an initiative to save the casino from Constanța. And luckily, it was now listed on the 7 most endangered cultural heritage sites of Europe, which means that by now everybody knows that this building needs to be rescued and restored. Anul trecut ne-am strâns parte din echipa Arhe și parte din prietenii noștri din Constanța. Proiectul se numește Casino Oraș. Am împreună, nopți la rând, am scris aplicația pentru 7 Most in Danger, cele mai periclitate 7 monumente istorice din Europa. Iar pe data de 16 ianuarie am aflat că frumosul cazinoul din Constanța se află pe lista de 12 și pe data de 15 martie, vestea cea mare și neașteptată, aceea că casinoul din Constanța a intrat în programul 7 cele mai periclitate monumente istorice din Europa și va beneficia de sprijin european din partea Federației Pan-Europene Europa Nostra, din partea Institutului Băncii Europene de Investiții. Iar această colaborare nu ne face decât să ne gândim și să conștientizăm, practic, importanța acestui monument simbol, nu numai la nivel național, cât și la nivel european. Colaborarea cu Răzvan este de când a început proiectul Sonoro Conac. Pentru noi este un partener deosebit, echipa Sonoro, și ne face o mare onoare să lucrăm împreună și să avem împreună proiecte frumoase. Noi îl ajutăm pe Răzvan cu ceea ce ne cere el, cu sfaturi și cu ceea ce are nevoie în domeniul reședințelor nobiliare extraurbane, lucru pe care Asociația Arhe este specializată, dar și alte tipsuri, așa cum a zis și Răzvan. We have two concerts because first concert was sold out only a few minutes after the concert was announced in the press and in the media. So we decided immediately and spontaneously to do one supplementary concert, which we dedicated to all the citizens of Constanța who had the big desire to re-enter in this jewel and re-experience the place, which hopefully soon will belong back to the town. It's beautiful that we were overbooked, and we had, it would be a shame if only the half would have come, so better the double people, and then it's a pleasure to work double. I was quite often on Conac already, and I must say that I got to know, I'm just talking from my perspective first, so much of the country, places where I maybe never would have gone. No reason to go there.
but you meet the people, you get normally you're always in Bucharest and maybe Cluj and Timișoara maybe, but we went to smaller cities and met the people, a different public, and I mean, I think it's very beautiful what this project is and what he's doing. So with his kind of taking care, like he talks about these buildings like they're his child's, you know, and he's like, oh, it's so beautiful, and we have to, you know, it has to remain. And so, yeah, I think he gives a lot to the Romanian people, and the people, they feel it, that's why they come and they want to participate in this energy. Când mi-am dat seama că în cazinoul ăsta de 10 de ani nu s-a întâmplat nimic, a fost încuiat aici, am fost foarte impresionat. E o chestie istorică și mi-am dat seama că... La început nu mi-am dat seama, am zis... Și acum sunt foarte impresionat. Mi-a plăcut ideea, am fost foarte impresionat, după aia când s-aud că ei au fost câteva zile, au venit ca să aranjeze sala care e o ruină, în pură ruină, absolut. Și că nu mi-a venit să cred când am văzut de fapt ce e și cum e, că s-a putut face o sală pentru concerte. Deci am fost, din punctul ăsta, am fost foarte impresionat și arată ok. Dacă nu te uiți foarte amănunțit acolo, acum seara cu lumina, deși e extrem, o stare extremă cum și... S-a dat acceptul să putem să intrăm, este iarăși foarte unică și foarte deosebită. Cred că niciunde în Europa așa ceva nu era acceptat. Aici s-a putut și, Doamne, îți mulțumim că totul s-a întâmplat foarte bine, totul e până la sfârșit, uite, sfârșit și totul e pozitiv, excelent, încă o dată gratitudine. Already arrived with the car from the far. I thought magic. It's and you know we went up. Yes. And this room also is very special. The concerts should happen there at some point. Yes. It's well, it's a unique building. I don't know too much the history, to be honest. Just know a little what Razvan told me. But well, at the same time, it's a shame what the. State what is the at the moment that they have to start refurbishing it. It's a treasure, and yes. And otherwise it will not from alone get better. Locația este de poveste, e păcat că este într-o stare degradată. Să sperăm că într-o bună zi avem ocazie să ne bucurăm de alte manifestări la o altă, într-un ambient cu adevărat, pe măsura locului. Am mai fost aici acum câțiva ani cu ocazia unei deschideri, dar ar trebui să purtăm căști pentru că era foarte periculos, da. Să nu ne cadă tencuiala în cap. Dar acum a fost o ocazie minunată să revedem cazinoul pe dinăuntru. A fost foarte frumos concertul. Este prima dată când intru în cazino și chiar îmi doresc foarte, foarte mult să se renoveze. Adică este necesar, după cum vedeți. Dar concertul a fost foarte frumos și mă bucur că am venit. Eu personal n-am mai fost cel puțin în Constanța. Mi s-a părut foarte drăguț. Păcat de cazino că nu e recondiționat, dar cu ajutorul
asociației și oamenilor din oraș, o să iasă bine. În seara asta am simțit că este vorba de o revitalizare a cazinoului din Constanța, lucru care se întâmplă chiar de Ziua Europei, în anul patrimoniului cultural. Este fantastic!